Alege pentru tine, alege fără niciun fel de îndoială, informat. Acesta este motivul emisiunii electorale de azi, emisiune în care îl vom prezenta pe candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al comunei Horoatu-Crasnei, domnul Mirișan Marian. Am să vă spun câteva lucruri despre domnul Mirișan Marian, care este un primar tânăr, originar din localitatea Hurez, comuna Horoatu-Crasnei. Mirișan Marian are vârsta de 47 de ani, așa cum spuneam, este un primar tânăr, este căsătorit și este tata a 3 copii. Ca și formare profesională, este absolvent a 2 facultăți, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept, așa că are și 2 specializări, economist și jurist. Este primarul în funcție al comunei Horoatu-Crasnei. Domnul Mirișan Marian se află la primul mandat de primar, dar cu toate acestea are o vastă experiență în administrație, având la activ și 3 mandate de consilier local. Adică a plecat de jos, mai întâi a fost consilier local, a văzut cum se întâmplă lucrurile, mai apoi a candidat pentru primar și iată că a și câștigat această funcție. Domnul Mirișan Marian cunoaște foarte bine problemele comunității, deoarece a fost și administratul financiar al școlilor din comună. Ca un adevărat liberal, s-a gândit în primul rând la dezvoltarea comunei, al cărui edil este. Și a început de la un buget pe care l-a găsit în 2020 pentru secțiunea de dezvoltare de puțin peste 1 milion de lei, mai exact 1 milion 79 de mii de lei. Cum spuneam, cu o gândire constructivă, liberală, Mirișan Marian ce-a făcut? În primul rând, în primul an în care a fost la frâiele bugetului, l-a triplat pentru secțiunea de dezvoltare, ajungând la 3 milioane de lei. A realizat proiectele propuse și l-a majorat cu fiecare an, ajungând în 2024, deci atenție, după 3 ani de mandat, la un buget de dezvoltare în sumă de peste 22 de milioane de lei în comuna Horoatu-Crasnei. Iar toate proiectele pe care le-a propus în acest spectaculos buget se realizează în acest an 2024. Deci în comuna Horoatu-Crasnei, bugetul de dezvoltare în 3 ani de zile a fost crescut de numai puțin de 22 de ori. Mirișan Marian candidează acum pentru al 2-lea mandat la funcția de primar al comunei Horoatu-Crasnei din partea Partidului Național Liberal. Vă spuneam de toate aceste creșteri ale bugetului local, în special pentru dezvoltarea comunei, dar haideți totuși să aflăm de la domnul primar Mirișan Marian ce anume s-a făcut în comuna Horoatu-Crasnei. Am să încep să discutăm prima dată despre proiectele finalizate. Prin Programul Național de Investiții Anghel Salini s-a făcut asfaltarea drumului comunal DC70, care face legătura cu localitățile Stârciu și Bucium din comuna Horoatu-Crasnei. Acest proiect a fost finalizat, este deja în utilizare și ce suprafață a avut drumul pe care l-ați asfaltat acolo? Pe teritoriul comunei noastre a fost pe o distanță de 4,3 km, iar în total și comuna Bucium este 11 km. A fost făcut și de noi pe teritoriul nostru și comuna Bucium pe teritoriul dânșilor. Prin AFIR s-a construit o casă pentru servicii funerare în localitatea Stârciu. Acest proiect a fost început în mandatul anterior de către fostul primar, domnul Florian Sur, dar a fost finanțat prin GAL, prin AFIR, derulat prin GAL și avea o finanțare doar de 125.000 de lei din valoarea contractată de 370.000 de lei. Sigur, acești bani au fost completați în anul 2021 din buget local, a fost finalizată, recepționată la sfârșitul anului 2021 și este dată în folosință. Tot prin AFIR am achiziționat câteva echipamente pentru dotarea tractorului pe care îl avem. S-a cumpărat un măturător stradal, vidanjă și o tocătoare de crenci cu braț articulat pentru a putea face lucrările de curățare a vegetației de pe marginea drumului.
Și sigur are mai multe posibilități, inclusiv pe drumurile de hotar, se pot tăia crenci cu el, are multe opțiuni de lucru. Deci, practic, este multifuncțional. Multifuncțional, da. Vidanja este dotată și cu sistem de stingere a incendiilor, pentru că am avut și probleme de genul acesta, chiar cu vegetație, chiar și la câteva locuințe am avut și am zis să avem și așa ceva. Pentru este greu în comune să nu ai niciodată incidente cu incendiile de vegetație, pentru că așa e firea da, omului. Da, din păcate așa e. Se întâmplă, oamenii dau foc și se extind și chiar și la alte componente alte ulterior. Da. Am avut extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Horoatu, Crazni și Stârciu. Acest proiect s-a derulat prin POIM. Era în derulare în momentul când am preluat mandatul. Imediat după ce am venit, am luat legătura cu firma care câștigase licitația. Împreună am găsit constructor, s-au demarat lucrările chiar în primăvara anului 2021. El a fost finalizat. Da, domnul primar, aici, la programul operațional Infrastructură Mare, sunt foarte multe localități care n-au reușit să comunice suficient de bine cu constructorul și unde lucrurile au rămas cam în paragină. Cum a fost la dumneavoastră? Ați reușit să obțineți și reabilitările după ce, mă rog, s-a făcut infrastructura de apă canal? Da, deci eu am colaborat foarte bine cu firma care a câștigat licitația. Împreună am găsit un constructor local din zonă care s-a mișcat foarte bine și chiar în anul 2021 s-a și finalizat pe zona noastră, Stârciu, Horoatu, Craznei, această lucrare. Care, sigur, acum, în anul acesta, am demarat în urma adresei pe care am primit-o de la compania de apă, având în vedere că acest proiect nu avea prevăzute branșamentele pentru adică acele cămine de branșamente pentru a fi branșate locuințele. El avea doar rețea de aducțiune, distribuție și rezervoare de stocare cu și stații de pompare a apei spre localități. Da, oricum, dumneavoastră, fără acest program operațional de infrastructură mare, ar fi fost foarte complicat să puteți realiza în comuna Horoatu, Craznei, toate acestea. Știm doar că a avut un mic defect acest program chiar din start, dar nu doar pentru comuna Horoatu, Craznei, ci pentru întregul program operațional infrastructură mare. Așa au hotărât cei care au aprobat finanțarea, acesta n-a putut să prevadă și racordurile. Deci toți cei care au fost mai în față, să zic așa, și la care a venit mai întâi acest program, n-au putut să beneficieze de racorduri prin programul operațional Infrastructură Mare. Nu a fost gândit la scara asta. Acum, probabil fiind și un proiect de infrastructură mare, a fost gândit pentru a face cât mai multe, a racorda cât mai multe localități și s-au axat pe partea de aducțiune și distribuție. Da, nu doar cât mai multe localități, ci, din păcate, multe localități mici n-au putut să fie branșate prin acest program operațional de infrastructură mare. Spun din păcate. Da, lucrul acesta, din păcate, s-a întâmplat și la noi, dar pot să-i spun și din... Există și o fericire în acest lucru, pentru că două localități, localitatea Hurezu și Șeredeiu, fiind localități mai mici, nu s-au încadrat a fi incluse în acest POIM, ele au rămas un pic pe din afară. Eu, imediat după ce am venit și am preluat primăria în anul 2021, deja am început să lucrăm la un proiect de extindere, care l-am depus pe Angel Salini, am obținut finanțare și putem acum lucrăm, de fapt este în execuție, se fac rețelele în localitățile Hurezu și Șeredeiu și aici împreună cu proiectanții am gândit ca să fie cuprinse și acele branșamente și au fost cuprinse tot, inclusiv căminele și
Branșarea efectivă a cetățenilor este un lucru foarte bun pentru cei cărora ați putut să le facilitați această racordare, doar că prin Anghel Saligny nu ați fi putut aduce infrastructura mare în comună. Deci este, și v-ați gândit repede, văd, v-ați mișcat repede, pentru că ați și depus pe finanțare pentru Anghel Saligny, pentru celelalte două localități, ceea ce înseamnă că lucrurile se mișcă acolo la Horoad. Da, păi tocmai de având motivul că era rețeaua, aveam acele rezervoare de apă, am discutat cu proiectanții, cu compania de apă, ni s-a spus că este posibil pentru că vor face față și la localitățile celelalte și imediat am început să facem proiectul și așa cum am spus, am obținut finanțare, am făcut licitația, în acest moment este în execuție, s-a și început și se lucrează deocamdată în Șeredeiu, după care urmează să trecem la localitatea Hurez și vom avea toată comuna legată la rețeaua de apă. Foarte, foarte important acest lucru, pentru că apa este o resursă de care cu toții avem nevoie în orice perioadă a anului și știm cât de dificil este. Și eu locuiesc într-o comună în apropiere de oraș și știu cât de dificil este să poți asigura resursa de apă, pentru că oamenii nu întotdeauna înțeleg că în perioade de secetă trebuie să te gândești mai întâi la supraviețuire, adică să poți să-ți asiguri utilitatea vitală, mai apoi să uzi grădinile, să-ți, știu eu, stropești curtea și să faci altele de genul acesta. Dar este foarte bine că ați reușit prin Anghel Saligny. Unii spun pe NDL 3, deși pe program îl cheamă Anghel Saligny. Asemănător. Da, este asemănător pe NDL-ului. Foarte important, domnul primar. V-am întrerupt, vă rog să... Nicio problemă, deci o să discutăm despre un alt proiect. Prin buget local s-au făcut, adică mai bine spus, un proiect, adică reparații exterioare și amenajare trotuar la dispensarul uman din Horatul Crasnei. Aici am vrut să completez că am obținut o finanțare împreună cu medicul de familie prin acel proiect, program prin care se finanțau cabinetele medicilor de familie, dar acela era strict pentru a amenaja, a face renovare interioară și, sigur, dispensarul din Horat nu s-au făcut lucrări de mult, era destul de deteriorat, era un pic cam monoton acolo și din buget local am alocat 70.000 de lei, am înlocuit ușile cu uși termopan, geamurile, totul s-a înlocuit și am făcut și o amenajare exterioară, inclusiv lucrări de reparație exterioare a fațadei clădirii. Și am amenajat trotuarul, că era așa acolo un loc unde de câte ori ploua, oamenii mergeau prin noroi, am făcut un trotuar frumos cu pavaj. Adică așa ca un gospodar. Exact, așa cum trebuie să fie în zilele de astăzi. Prin AFIR, tot împreună cu acel proiect prin care a fost derulat prin GAL, s-a făcut la Horatul Crasnei un parc de joacă, la fel și acesta, a avut finanțare doar 60.000 de lei din totalul 125. 60.000 au fost, ăsta este finalizat, diferența s-a completat din buget local. Chiar acum, de vreo două luni, am reușit să facem recepția și am depus solicitare pentru restituirea sumelor de la AFIR. Haideți să vedem ce ați mai făcut din bugetul local, domnule primar. Din bugetul local, imediat după ce am venit, sigur că, ca și oriunde, dacă vrei să faci un pic de treabă, trebuie să ai anumite utilaje. Era un tractor și un buldo, tractor 650 vechi, destul de slăbuț, nu puteai să faci mare lucru cu el. Am achiziționat un alt tractor, New Holland, o autoutilitară dotată cu lamă, adică autobasculantă Iveco, dotată cu lamă pentru dezăpezire și sălăriță pentru tot la dezăpezire. S-a cumpărat o remorcă nouă, am cumpărat un autogreder, totul din buget local. Și sigur, cu aceste utilaje ne ocupăm și lucrăm, facem tot felul de drumuri unde avem încă, am avut și încă mai avem localități și zone unde oamenii nu au acces să meargă acasă, pe vale, am amenajat drumuri, am făcut tot ce am putut noi pe forțe proprii. Și cu bani puțini. Domnule primar, mi-a șoptit mie un greieraș că tot din bugetul local ați achiziționat și
o tocătoare pentru resturile vegetale. Da. Ce faceți cu resturile vegetale după ce le tocați? Păi, resturile vegetale, ele rămân pentru că tocătoarea toacă în mers, la, în timp ce merge cu tractorul, și ele rămân pe ăsta și se transformă. Deci se transformă, practic, într-un îngrășământ natural pentru sol. Da, da, super. Este o idee bună, practic. Bună și necesară, pentru că era greu ca să curățam. Cu ajutorul social nu poți să faci mare lucru, întrucât e în perioada în care se poate lucra primăvara, toamna, mai mulți sunt plecați. În această perioadă li se și suspendă ajutorul social. Oamenii angajați în ori sunt puțini, nu poți să faci față la o comună întreagă cu asta, dar utilajul ăsta ajută mult la lucrul acesta. O să discutăm despre alt proiect. Din buget local am amenajat două terenuri sintetice de sport în curtea școlii din Horoatu Crasni, respectiv curtea școlii din localitatea Stârciu. Și acestea au fost finalizate chiar în anul 2022 și sunt utilizate atât de copii din școală, cât și de ceilalți copii din localitate. Deci ați spus tot bugetul local, da? Da, tot din buget local. Și tot din buget local am amenajat și 5 parcuri de joacă, 2 în localitatea Stârciu, 1 în Hurez, 1 în Horoatu Crasnei și 1 în Șeredeiu, ca fiecare localitate să aibă un mic părculeț unde copiii să se joace. Avem modernizarea drumului Zocor, se numea, transformat în drum comunal 79B, care face legătura între localitățile Hurez și Pria. Aici este și un cimitir al localității, fost localitatea Ponița, acum este tot Hurez. Era foarte greu, chiar oamenii nu puteau să-și ducă mort un cimitir, atât era de rău drumul, pentru că nu era pietruit. Am făcut o pietruire și se poate circula în orice condiții cu mașina. Din buget local în fiecare an am alocat bani pentru rechizite școlare la elevii din învățământul primar. Sigur, mi-aș fi dorit să dau la toți și la cei din gimnaziu, dar era cam mult totuși să facem treaba asta și am zis măcar pentru cei din învățământul primar. Domnule primar, deci vorbim totuși despre comuna Horoatu Crasnei, da. Și până acum am tot auzit buget local, buget local, buget local, înseamnă că sunteți un foarte bun gospodar dacă reușiți bănuții să împărțiți în atât de multe locuri. Păi am încercat să ne gestionăm cât mai bine lucrurile, așa încât să putem face treabă și să fie rezultate pentru comunitate. Tot din buget local am modernizat o sală de cununii și sală de ședințe, pentru că nu aveam, sala de ședințe era una destul de mică, sală de cununii, se făceau cununiile, mai bine pot să spun, în holul primăriei sus și intrau în unde este secretarul general, doar de-abia mirii și nașii. Și de o grămadă de ani se face așa, în timp ce partea de jos, având în vedere că s-au făcut niște lucrări așa mai superficiale, mai de mult, nu vreau eu să mă întorc în timp, nu asta vreau să acuz pe nimeni, o parte de jos a fost, am găsit-o susținută cu popici. Era o sală foarte frumoasă, mare, dar din păcate, datorită lucrărilor care s-au făcut, cădea tavanul jos și era riscul ca să vină mansarda primăriei jos. În urmă cu 12 ani a fost pus acei popici de salcâm care să susțină tavanul și nimeni n-a găsit nicio soluție. Am chemat un constructor, un diriginte de șantier și am găsit soluția să amenajăm și acea sală. Chiar în 2021 este funcțională și avem o sală așa cum trebuie să fie, atât pentru ședințe cât și pentru cununii. Da. Trebuie să las câteva puncte, pentru că până acum n-am mai auzit să găsești o sală de ședințe susținută. Din păcate așa cu a fost. Popici. Da. Haideți să vedem, domnul primar, știu că Horoatu Crasnei a fost prins în programul național de masă sănătoasă, dacă bine mi-amintesc, s-ar putea să nu fiu foarte corect updatată cu informațiile. Da, așa este.
Am reușit să includem și Comuna Horoatu Craznei în acest program Masă Sănătoasă. Imediat ce ne s-a dat ordinul de ministru, după care a venit hotărârea de guvern, am făcut ședința de consiliu, am demarat achiziția și începând din luna aprilie, fiecare copil din școală și grădinițele din Comuna Horoatu Craznei beneficiază de un meniu în fiecare zi la ora 10. El este adus de către firma SC Hudin, ei au câștigat licitația și se derulează programul. Pentru anul acesta avem un buget alocat de 578.000 de lei ca și el va continua și în viitor. Tot din buget local s-au făcut lucrări de extindere compartimentare și refasadizare a căminului cultural din localitatea Hurez și acesta era într-o stare destul de avansată de degradare, cum de fapt au fost majoritatea clădirilor pe care le avem în comună. Imediat am pregătit și aici un proiect, studii de fezabilitate, PT-ul, licitație și acest cămin este deja finalizat. Putem să spunem că a schimbat fața localității, că este chiar în centrul localității, lângă biserică și poate da, și este nevoie de el, ăsta este adevărul. Este nevoie și va fi dat în folosință chiar în zilele următoare. Să nu uitați să ne chemați la inaugurare. Da, sigur, nu o să uit. Tot din buget local am asfaltat curtea școlii din Stârciu. În 2023 am atribuit prin hotărâre de consiliu o denumire acestei școli pentru că aveam o personalitate care, o persoană care s-a născut la noi și a ajuns undeva fiind susținut financiar de un conte Banfi care era prin zona noastră atunci în acea perioadă, dintr-o familie de țărani din Stârciu, a ajuns să facă studiile la PEST, a ajuns medic, a făcut școli, a fost și prefect prin Gorj, a făcut 62 de școli în perioada lui și spitale și am considerat că merită să atribuim această denumire ca să ne mândrim și noi cu persoane care s-au născut la noi în comunitate și cu acea ocazie am făcut și asfaltare. Atunci s-a făcut și o placă comemorativă în memoria lui doctorului Dimitrie Culcer, unde am invitat urmași de-a dânsului, chiar și acum este o doamnă doctor la București, Ana Culcer, care a participat prin mai multe emisiuni la Măruță, așa am și aflat despre dânsii, dar nu ne mai întindem pentru că timpul este scurt și avem multe proiecte de discutat. Așa este, domnul primar, deci ne-ați spus foarte multe lucruri despre proiectele deja finalizate. Am auzit buget local, AFIR, PNDL, Angel Saligny, POIM, ce să mai spun? Dumneavoastră ați pus în coșul Horoatu Crasnei tot ce se putea pune, adică ați adunat pentru locuitorii de acolo tot ce puteați aduna. Nu cred că se putea mai mult, pentru că totuși o creștere de 22 de ori a bugetului de dezvoltare într-un interval de 3 ani este, înseamnă ceva. Spuneți-ne, vă rog, domnule primar Mirișan Marian, ce proiecte aveți acum în derulare? Spuneați că veți finaliza mai multe proiecte. Care sunt proiectele care acum sunt în derulare? Ca și proiecte în derulare, avem în acest moment, tot prin PNDL, asfaltarea a 3 străzi în localitatea Stârciu. Este vorba de strada Valea Blidiresii, strada Copciac și strada Valea Satului. S-au început lucrările de vreo 2 săptămâni, una dintre ele deja a fost și pietruită, urmează să facem și la celelalte, după care se va turna și asfaltul. Poduri avem... pentru... Știu că erau câteva probleme cu podurile acolo în localitate. Da, deci aveți prin, proiect și pentru acestea? Avem și 2 poduri care deja au fost finalizate și acestea. Ele au fost prin
PNDL, obținută o finanțare de 325 de mii de lei, ele costau în total 7 miliarde de lei. Am reușit să obținem și suplimentarea pentru acele sume și am primit finanțare pentru tot. Imediat s-a făcut proiectul tehnic, licitația și ele deja sunt finalizate și urmează să fie recepționate. Domnul primar, în România se desfășoară un program național de cadastru și carte funciară. Spuneți-mi, vă rog, cum stau lucrurile la Horoatu Crasnei? Din păcate, aici au stat destul de rău lucrurile. Nu am avut nici măcar un sector cadastral până pe finanțarea 7. Asta a fost prima finanțare pe care eu, de când sunt, adică a apărut în anul 2021, am și solicitat sume pentru ea, ni s-a aprobat o finanțare de 160.000 de lei și am demarat lucrările pentru înregistrare sistematică pe câte un sector cadastral în fiecare localitate ca să pot împăca pe fiecare din comună. După care am obținut următoarea finanțare, pe finanțare 8, 9 și acum am semnat contractul pentru finanțare 10. Și încet, încet încercăm să facem pe sectoare cadastrale, după care sper în viitor să obținem și cadastrarea generală. Este foarte important pentru o comunitate, în mod special o comunitate rurală, acolo unde lucrurile se mișcă puțin mai greu, pentru că oamenii nu sunt învățați și nu le este chiar facil să meargă și să-și rezolve toate aceste probleme, însă cadastrarea terenurilor este un punct extrem de important pentru cetățenii din mediul rural. Domnul primar, știu că sunteți unul dintre cei care au accesat bani de la, prin programul administrației de mediu. Da, am accesat și aici. Avem două proiecte, avem pe fondul de mediu. Unul dintre ele este pentru înlocuirea corpurilor de iluminat. Prin acest proiect s-au înlocuit deja și este funcțional. Chiar săptămâna trecută s-au făcut lucrările. Pot să spun că este unul dintre cele finalizate deja. S-au înlocuit 300 de lămpi, pentru că noi avem o sumă, comunele noastre alocate, de 1.000 până într-un milion de lei, am accesat suma maximă și atât s-a încadrat. Sigur, el are un sistem complex, pe lângă faptul că va face o economie mare la buget, are un sistem cu fiecare lampă are un senzor, care ele, din acel sistem care va veni montat la primărie, se pot programa pe timpul nopții. De exemplu, pe timpul verii să margă până la ora 12 să margă la intensitate maximă, după care intră într-o lumină de veche și vor face o economie de aproximativ 75%. În momentul când senzorul detectează o mișcare, aprinde becul la intensitatea maximă, după care dă comandă la becul din stâlpul următor. Și tot așa, pe măsură ce trece, schimbă înapoi în lumina de veche. Deci mai este mult, chiar super, super inteligent această... Mai mult de atât, are inclusiv sistem de monitorizare a traficului, sistem radar, și sistemul meteo care arată inclusiv starea vremii, temperatura, deci este foarte... Da, trei dintre ele ne plac, mai puțin cel referitor la sistemul radar, dar acum dacă așa este, da, haideți să-l acceptăm. Da, trebuie să-l acceptăm, dar să știți că nu este un sistem radar pentru a verifica sau a amenda populația, este pentru acele situații când se întâmplă o problemă, se poate vedea. El nu o să aibă nimeni acces la el, este doar la primărie, închis într-o sală și în anumite situații când se întâmplă un accident, Doamne fer sau ceva, există o sursă de unde să iai o informație. În legătură cu sistemul radar, chiar glumeam, dar este într-adevăr extrem de bine pus la punct tot acest sistem și tot acest proiect pe care l-ați propus prin administrația fondului de mediu. Domnul primar, haideți să mergem puțin mai spre proiectele acestea care se derulează acum și care până prin 2027 vor trebui cam toate închise și mă refer la banii care vin prin PNRR, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Spuneți-mi, vă rog, dacă aveți proiecte depuse pe PNRR sau dacă aveți ceva în lucru pe PNRR? Avem și în lucru.
am omis să discutăm despre un proiect care totuși este important prin Anghel Salini, asfaltarea a 6,1 km de drumuri comunale și aici intră trei drumuri. Este vorba de un drum comunal care face legătura între localitatea Stârciu și Șeredeiu din comuna noastră și după care facem o legătură între Șeredeiu și Meseșenii de Sus și totodată, tot pe acel proiect, este și inclus și drumul comunal care face legătura între Horoatul Craznei și Meseșeni, care va face ca în maxim 15 minute din Horoatul Craznei să ajungem în Zalău. Acest proiect este în valoare de 9.700.000 de lei. În acest moment se derulează. Este un proiect și un drum care se dorește în comuna noastră și se discută de el de aproape 20 de ani, dar din păcate nimeni nu a reușit să-l facă. Dar iată, cu ajutorul lui Dumnezeu am obținut și finanțare și pentru acestea și sunt în derulare. Deja se lucrează și sper că în 3-4 luni, să spunem cel mult până la toamnă, mergem pe asfalt pe aceste drumuri. Să revenim, domnul primar, la proiectele pe care le aveți în derulare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, care, așa cum spuneam, sunt proiecte care trebuiesc făcute până în anul 2027 ca să putem beneficia de finanțări. Spuneți-ne ce aveți acolo. Avem și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, avem reabilitarea clădirii primăriei, avem școala din Hurezu, care la aceasta deja se lucrează, acolo va fi și secție de votare. Avem secție de votare acum, sigur. A, deci acolo, sigur, deci nu o să fie terminată, dar am amenajat o sală, va fi finalizată ca să se poată derula procesul de vot, pentru că acolo a fost și nu am vrut ca să mut în Hurez, puteam să o mut la Căminul din Hurez, dar având în vedere că în Ponii sunt mulți, pe multe persoane în vârstă, n-am vrut să le aducem pe acolo. Avem lucrări de creștere a eficienței energetice la grădinița din Horoatul Craznei. La fel și aici, va fi reabilitată toată grădinița. Avem achiziția de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale la școlile din comună. Acesta este un proiect de 1,3 milioane de lei, unde tot mobilierul va fi înlocuit cu mobilier nou. Construirea unui centru comunitar integrat în localitatea Stârciu, la fel și acesta, au început lucrările chiar săptămâna aceasta, s-a turnat fundația. Aici este un centru unde se vor desfășura servicii medicale. Acolo va funcționa un asistent medical comunitar, medic de familie și medic internist, ne-am propus noi. Sigur, pentru dotări o sumă de 60.000 de euro, este tot ceea ce este necesar pentru medicina prespitalicească și, bineînțeles, mașină electrică pentru deplasare la bolnavi acasă. Domnul primar, deci sună extraordinar ceea ce ne spuneți acum, pentru că în platformele electorale ale altor competitori electorali se vehiculează înființarea unor centre zonale pentru îngrijiri medicale, dar iată că deja în Horoatul Craznei acest lucru practic se întâmplă. Da. Deci ați luat-o puțin mai înainte și aveți un centru de asistență și recuperare cu o echipă mobilă de îngrijire, așa cum spuneați, mai mult decât atât, cu o mașină electrică. Da. Acest centru este o altă clădire, va fi la Horoatul Craznei, la intrarea în Horoatul Craznei, centru de asistență și recuperare, deci pentru îngrijire persoane vârstnice cu echipă mobilă. Acesta are o finanțare de 7,2 milioane de lei. Olo! Deci chiar aveți bani importanți în sănătate, da. Și chiar ați derulat proiecte care contează pentru oamenii din Horoatul Craznei, deși nu sunt chiar atât de departe de municipiul reședință de județ, unde pot beneficia și de, cu siguranță, de asistență medicală extrem de bine calificată. Da. Dar iată că lucrurile s-au întâmplat deja la Horoatul Craznei și cetățenii de acolo pot să fie liniștiți în ceea ce privește îngrijirea lor medicală. Domnule primar, știu că aveți, în obiectiv, aveți ca și viziune energia aceasta verde. Da, avem și aici. Sunt unele care, de exemplu, avem
asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Horatu Crasni. Este vorba de instalare puncte reîncărcare autovehicule electrice. Sigur, nu ar fi fost foarte importante pentru comuna noastră, dar știți că ghidul de finanțare pentru cele pe componenta 10 te obligă la fiecare clădire pe care o reabilitezi prin PNRR să faci și o stație de încărcare autovehicule. Și am accesat și aceste stații, una va fi montată la Horatu Crasni și una la Stârciu. Sigur, noi o să avem, așa cum v-am spus, și mașina electrică, chiar era o condiție care mi-au cerut-o în momentul când am ajuns în faza aceasta, ele vor fi achiziționate de Ministerul Sănătății pentru dotarea acelui centru și mi-au cerut dacă am, deci era necesar să facem o stație de încărcare, dar oricum le avem cuprinse în acel proiect. Tot pe PNRR, am depus un proiect pe piste de biciclete. Aici l-am gândit în ideea de a amenaja acel spațiu dintre drum, partea carosabilă și proprietăți, pentru a rezolva partea trotuarelor și a șanțurilor. Deci, cu această ocazie, prin crearea acestor piste de biciclete, practic aveți 3 în 1. Rezolvați rigolele, șanțurile, da, rezolvați trotuarele și avem și piste de biciclete ca să avem, să consumăm tot energie verde, adică mușchii noștri. Exact. Și schimbăm și aspectul localităților. Da. Tot prin PNRR am depus pentru parc fotovoltaic. Și acesta este aprobat. Urmează să fie făcut în localitatea Stârciu, pe un colț dintr-o pășune, unde am avut aproape rețeaua de înaltă tensiune, care, adică de medie, mai bine zis, este necesară să fie în zonă ca să nu avem cheltuieli neeligibile în proiect. Și să vă puteți acesta, racorda, da, la exact, rețeaua de acesta va asigura consumul propriu pentru comună, deci pentru iluminatul public și instituțiile din subordinea primăriei. Domnul primar, trebuie neapărat să vă spun că foarte curând vor fi fonduri și pentru bateriile de stocare, dacă nu, deja le-ați citit, pentru că văd că dumneavoastră puneți în coș tot ce se poate pune, așa că cu siguranță și acolo veți putea să mai luați câte ceva pentru comuna Horatu Crasnei. Da. Domnul primar, ce vă propuneți pentru viitor? Deci, pentru viitor, îmi propun, în primul rând, finalizarea celor care sunt în derulare în acest moment. Vreau să facem rețeaua de canalizare. Aceasta am proiectul, totul este pregătit, am toate avizele necesare și urmează să intre în implementare. La fel, am pregătit un proiect și pentru înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Horatu Crasnei. El a fost depus pe Angel Salini. Din păcate, Uniunea Europeană nu mai finanțează astfel de proiecte, considerând gazele fiind poluante și sperăm să obținem și aici finanțare, dar șansele sunt destul de mici pentru că valoarea este mare și este greu într-o comună ca și a noastră, dar voi încerca să rezolv și acest lucru. Este mare valoarea pentru că este mare și distanța pe exact, care o aveți. Exact. Comuna are o suprafață destul de mare și este multă conductă, ajunge la 46 de milioane de lei valoarea totală. Da, enorm. Și din păcate încă avem orașe care încă nu au gaze așa naturale. Este. Dar, da. din păcate, populația își dorește și acest lucru, dar nu cred că e chiar atât de ușor după ce se fac rețelele, pentru că lumea așa este, dorește, dar nu știe ce urmează după ce ai, ca să poți fi și racordat la acel gaz. Am tot așa prin Compania Națională de Investiții, am obținut o finanțare de 5,8 milioane de lei pentru reabilitarea căminului din localitatea Stârciu. Este și acolo avem aprobată documentația tehnico-economică, a fost predat amplasamentul către Compania Națională de Investiții și urmează partea de licitație și execuție a acestor lucrări. Domnul primar, aveți enorm de multe proiecte realizate, sunt aveți multe. Foarte multe în derulare și văd că vă și propuneți lucruri care contează pentru comunitate. Văd că scopul principal al dumneavoastră este acela de a construi. Da. Este acesta bine. A fost și motivul pentru care am candidat, pentru că
Așa cum ați spus și din eu, acolo m-am născut, acolo am crescut și am vrut să fac ceva pentru comunitate, pentru că au fost multe promisiuni de-a lungul timpului, dar realizările, din păcate, au fost mai puține. Din primul moment când am venit în primărie, am fost axat pe această parte de proiecte, să obțin finanțări și nu cred că am ratat nimic. Tot ce s-a putut, am accesat. Sigur, nu va fi ușor cu implementarea lor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu o să reușim și acest lucru. Din păcate, domnule primar, deși discuția este importantă, timpul nu prea ne mai permite să vorbim și despre celelalte proiecte pe care dumneavoastră vi le propuneți, dar vă așteptăm cu drag să vorbim și despre acestea, pentru că, într-adevăr, merită și merită să știm noi, cetățenii, ce se întâmplă în Horatul Crasnei. Cine știe, poate cu atâtea drumuri făcute la peisajele care sunt acolo, poate mergem și noi, mă rog, dacă nu la o cabană, măcar la iarbă verde la Horatul Crasnei. Sigur, vă așteptăm cu mare drag. Așa cum a spus, sunt multe, încă ar fi multe de discutat, dar din păcate timpul este atât cât este alocat, nu prea ne permite. Vreau doar atât să amintesc că în momentul acesta avem contracte de finanțare semnate pe 500 de miliarde de lei și avem proiecte depuse care încă sunt în analiză și urmează să fie aprobate, total depuse din 2020 până în prezent, în valoare de 1480 de miliarde, ceea ce nu este puțin pentru o comună ca Horatul Crasnei. Este foarte mult, este chiar foarte și mult pentru un oraș, nu da, pentru o comună da, ca Horatul Crasnei. Domnul primar, vă rog să adresați un mesaj celor care pe 9 iunie vor merge la vot. Mesajul meu este unul destul de simplu. Sunt convins că am susținerea cetățenilor, dar am nevoie și de susținere în Consiliul Local și mai departe la Consiliul Județean. De aceea rugămintea mea este, pe data de 9 iunie, pe toate listele, votați candidații Partidului Național Liberal. Doamne ajută!